Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, vine, într-o ediție specială a emisiunii, să cultivăm recunoștința. Nu există dar mai mare. Nimeni nu-ți poate să-ți facă o bucurie mai mare decât bucuria învierii, bucuria pascală pe care ți-o face Mântuitorul când te împărtășești cu trupul și sângele Lui. Vă așteptăm cu mărturisiri de suflet. Primele lucruri care mi le amintesc sunt cele legate de mersul la biserică, de noaptea învierii. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu își amintește despre anii în care a studiat în afara României și despre devotamentul pentru credință. Eu întâi de toate am simțit ce însemnează pentru mine ortodoxia când am fost în afara ortodoxiei. Și când m-am întors mult mai ortodox decât înainte. Nu fanatic, nu apărător, pentru că am fost într-o comuniune cu studenți de alte confesiuni. Și am spus, vă împărtășim și vouă din darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat. E o bogăție a ortodoxiei. Luați dacă vreți. Nu vor lipsi pildele clăditoare. E foarte simplu când o duci bine, să rămâi să o tot duci bine până când se termină binele. Și când se termină binele, ești în stare să ceri socoteală altora, că datorită lor s-a terminat perioada de bine pe care tu ți-ai consumat-o fără să o asiguri. Fără să asiguri binele ca o permanență, binele ca o statornicie, binele ca o încredere. Și asta nu vine decât numai dacă e ceva din afara ta, ceva care vine de sus, de la Dumnezeu, pe care îl ai în lăuntru tău și la care apelezi de fiecare dată, nu doar pentru o protecție de moment, ci pentru o comuniune permanentă cu El. Nu ratați o întâlnire prețioasă. Ne bucurăm când vedem tinerii care vin și se împărtășesc. Dar în același timp mă gândesc că mulți ar mai încăpea în biserică, în bisericile noastre. Să cultivăm recunoștința. Sâmbătă, 4 iulie, la Trinitas TV.